Bă, băieți, voi v-ați gândit vreodată că sunteți bisexuali? Vă întreb prietenește. Ca să poți să faci asta. Bă, eu mă opresc aici, să-mi bag pula. Pana, e genial asta, serios. What the fuck, e genial. Doamne, păi, eu nu știu cum să uit asta. Yo, 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 bine v-am găsit, dragi ascultători de A Fost o Glumă. Ne-am întors cu episodul numărul 11, chiar aici, în Clubul The Fool, unde se întâmplă distracția de dimineață până seara, știți foarte bine, after party, after nebunie, after. Vreau să te felicit pentru podcastul cu Tataie. Mie mi se pare, eu nu mă uit la alte podcasturi, dar există mai multe vizualizări la vreun podcast vreodată? Da, e la Buc, niciunul are, nu știu, 800.000, nu știu când ai bare. Dar cred că le întreci. În cât timp? Nu știu, până acum, dar cred că o să depășească. Bă, frățioare, deci serios, da. e la nivelul de la vizualizări și așa mi se pare la nivelul de afară. Nu e adevărat. Bine. Ce eu m-am aruncat, da. Cele mai scurte conflicte, da. Doar la A Fost o Glumă. Când s-am bătut la ușă, ai deschis așa, vreau să mă felicit, dar nu-i nevoie. Bă, ați văzut reclama cu ăla care tot răspunde la ușă și-s vecin care cer căcaturi? Da. Nu. Atât de neverosimil e. Deci e o reclamă, dar nu mai știu la ce e. La... Nu spune, în fine. Da, nu mai știu. Clar e că răspunde ăsta care... Actorul, el săracul e foarte, eu îl știu pe omul ăla, da, și el știu, e foarte da. Bun. Da, da. Dar în reclama asta încearcă să fie politicos. Da. Bă, și se vede cât de actor bun e el, da. Că are aia, când bate la al patra oară la ușă, are aia așa de, da, vecine, ai o pânză de patru? Sigur că pânză de patru. Cum să n-am? Stai așa, că mă duc acum să mă uit. Nu știu. Da, e foarte, și e agasantă reclamă. Da. E pe modul mesajului că tot timpul ai nevoie de ceva, nu mai știu la ce, da, doamne. Da, nu e la un supermarket și că le găsești pe toate acolo. Ah, ok. Și asta e, că ăsta e, practic, ăsta e vecinul politicos care a... Pișă-te pe tine. Dacă te-ai bucurat atâta. Hai să luăm subiectele la bărbos și să terminăm mascarada asta. Ieftină. Ia uite, subiecte, A Fost o Glumă, 18 antena, nu zicem data, 2020. Tot dacă se întâmplă evenimente între timp și oamenii zic, de ce n-am vorbit despre ala? Să știe, 18, întâia. Hai, 2021. Cine citește? Tot ce zice cortea, să scoți din podcast. Putem să facem asta? Să-l tăiem. Deci de fiecare dată când... Și acum când râde... Dar poți să tai cadrul așa, direct. Tai-l, adică să nu-l vedem, să nu-l auzim. Sau putem să-l vedem, dar rar. Așa. Nu. Nu, nimic. Citește, începem cu femeia? Hai, de zi tu, Teodora. Da, eu zic? Dacă vrei. Bine, pe prima, ești da? Femeie și trebuie chestia aia cu femeia. Ok. Chestia aia din bătrân. De trebuie să o lași. Las-o, mă, o las. Pula mea să da, scuze. Scuze, nu-mi nu, pula mea. Nu, dar trebuie să o lași. Trebuie să o lași, da, las-o. Bă, n-ai cum să nu fii misogin în țara asta. E și vina voastră. Dar eu numai la podcastul ăsta sunt misogin, nu știu de ce. Te trebuie să zic. La uspa pe ăsta sau cum se numește al vostru? Uspa. Dar nu știu cum e. Uspa Papadopol. Nu știu cum se cheamă. Este un... Da, nu, e un podcast dedicat lui Papadopol. Dar știu că e un podcast în care sunteți voi doi și râdeți de ampulea ca proști. Păi da, se numește un simplu podcast. Da, și îl puteți vedea pe Neptun TV și pe Digi. Minică de la 1. După Anisia sau... Scuze. Așa, scuze. Bun. Ați făcut sau vi s-a făcut vreodată o farsă? Eu zic să trecem la 2. Bun. Ce vis nebunesc aveați în copilărie și ați vrea neapărat să vi-l îndepliniți, adulți fiind? Eu zic că ne-am apucat de asta de când am început să facem bani. Să nu ne căcăm pe noi. Ce să facem? Să, pentru că am fost copii săraci. Și am fost și mulți frați acasă. Eu, printre primele lucruri, a fost să-mi iau, dar cred că v-am povestit asta, să-mi iau... Miau. Ăla, mă... Arcul ăla, nu? Arcul ăla. Da. Pentru că eu nu aveam când eram mic și aveau toți... Bine, nu toți copiii, că nu erau așa mulți copii bogați în cartier. Și eu când eram mic... Am avut unul, dar doar jumătate. Că i s-a rupt unuia și s-a făcut milă de mine. Și mi-a dat mie jumătate, dar nu puteam să-i dau drumul pe scări și făceam eu așa că... Așa că... Dar de ce n-ai avut? Că nu era o chestie chiar atât de scumpă. Era în trend. Îi plăcea să sufere.
Nu, nu, chiar pe mine scumpă. Nu m-a marcat atât de tare că n-am avut din ăla. Nici Tamagotchi. Niciodată n-am cumpărat din ăla. În schimb, mi-a adus gomoi, mi-a adus unul metalic din Belgia, foarte drăguț, de la micuț. Wow. Foarte drăguț. Da, da, acum le găsești undeva la noi. Da, pe am din ăla, am acasă acum. Dar tu ai o groază de jucării acasă. Da. Are. Zici că ești ultimul pedofil. Ai la... Deci ori... Bă, dar pe bune, n-ai copil, dar ai număr. E primul pedofil. Are foarte multe, nu e ultimul. Că l-ai venit cu o păpușă mică așa. Între ce eu și un pedofil în plan. Nu, dar eu am o... am raftul ăla de jucării și tot adun. Am, băi, fii atent cu aia. O să zic chestia asta, o să zic în podcast, pentru că oamenii de la Caroli au fost foarte drăguți și mi-au trimis cam fiecare an, ei, pentru că am lucrat cu ei, și mi se pare foarte drăguț din partea lor, ne-am trimis cadou de Crăciun. Și mi-au trimis acum față de masă. Bă, o chestie, niște cremvuși la cutie cu surpriză cu aia. Cremvuși din aia pentru copii. Un fel de Kinder Surprise, dar cremvuși? Da, bă, băiatul. Acum, conținutul fiind de 100% carne din câte am văzut acolo. Deci pentru copii e safe și așa. Și au jucării. Eu n-am apucat să mănânc din aia de Revelion. Doar că am văzut jucărie la un moment dat. Și bă, nu exagerez, îmi bat pula. Era un ursuleț, atât. Mm-hmm. Albastru cu blană coaie. Deci albastru, blană, n-avea blană pe el. Bă, deci dădeai cu degetul, dai cu degetul și are blană, mă, dă-te-n pula mea. Bă, simți blană așa când dai blană, are blană, mă. Bă, de ce are blană de urs? Nu e blană. Are un soi păi de... dintr-un urs faci 6.000 de jucării. Să zic, dar nu e, e albastru, el albastru și pufos, bă, deci el e tare. El e tare ca figurină, dar e pufos în exterior, ești nebun? Mamă, senzațional ursul ăla, am nebunit când l-am văzut. Nu, dar chiar am... Dorm cu el am acum. Aceast... Nu, nu dorm cu el. Uh-huh. Când eram mic, dormeam cu Adidas-i. Când îmi luam mama Adidas, dormeam cu ei. Și Marius. Ce făceai? Și Marius dormeam făcea la fel. Dormeam cu Adidas. În brațe sau în picioare? În brațe. Brațe, serios? Da, da, cât adormeam, că după aia mă trezeam cu ei încălțat. Cu șiretul. O, doi, cum să dormă cu papucii? Da, că-mi plăceau. Da, mă, și eu bă, probam prima dată să văd dacă aleargă. Nu e totul sexual cu ortea să-mi bal. Ba, da, tot e sexual. Dacă n-ar fi tot sexual. Ai jucării, fus copii! Ai jucării, înseamnă că fus copii! Ai jucării! Demonetizare! Mamă! Dar mi se pare ciudat că de fiecare dată când vine el, ne ducem spre chestii naziste, spre rasist, nu? Exact, exact. Eu un podcast ăsta nu te cunosc. La episodul cu el, dacă mai ții minte, și cu Florin Gheorghe, Dumnezeu să-l ierte. Da, da, da. Au fost toate glumele alea cu băie țigan. Da, 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 s-au sesizat și telespectatori. Da, adevărat. Da. Da, da, da. Bine că nu vorbiți voi de fotbal. Hai să încercăm, Nelu, să ne concentrăm puțin, știi, și să totuși niște oameni care o să se uite. Nu sunt da. Așa, vorbea o femeie. Nu. Nu, nu vorbea, că sugea pula. Sfinte Hristoase, Dumnezeule, da, aducătorule de speranță. Am zis doar că eu atunci când primeam Adidas noi, trebuia să alerg cu ei ca să văd dacă sunt ok, dacă aleargă ei. Spre pula! Clar. Nu, asta n-a intrat deloc bine. Te-ți luat și zi. Da. Da, deci asta, da, concluzia cu visul... e că, adică pentru mine concluzia ar fi că eu am început, de când am început să fac bani în stand-up, eu am început să-mi iau căcatuși. Dar nu de căcaturi, de visul meu, de exemplu, era să, eu vreau să mă dau cu un avion, voiam, de exemplu. Voiam. Sau vreau. Ambele sunt acceptate. Vreau sau ia voiam. Ambele. Vreau, da. Voiam. Sunt acceptate. Nu e adevărat. E, băga mea, și deci o mai. Acceptate, nu acceptate. Scuză-mă două secunde. Acum că cei de la, cei din Institutul Român de Lingvistică. E Academie, acceptă, în primul rând, terminatul. Academie, Academia acceptă, Română. Acceptă că-ți destui analfabeți în țara asta, asta și schimbă, analfalbeți. Asta mi se pare fabulos. Dacă destulă lume folosește acel, chiar dacă e greșită formula, până la urmă, ok, fuck it, da, mergem cu asta. Păi da, na, așa și la alegeri. Dacă, dacă destulă lume votează un idiot, până la urmă, mergem cu idiotul ăla. Da. Dacă trăia Pruteanu, Dumnezeu să-l ierte acum, cred că avea, cred că murea de 3 ori. Ce, muri Pruteanu? Bă, eu am auzit, uite, mă enervează. Nu mă mai uit în sus. Uite cum era, cum îl cheamă pe istoricul ăla, care vorbește cu... Giuvara. Nu, mă. Vorbește cu
Sadoveanu. Cu lupii. cu animalele. Dr. Dolittle. Părăse cu pă. Pă ăla. Pă aia. Pă. Paleologul. Nu știu care, nu paleologul. Vorbește cu pă, nu-i paleologul. Nu, mă, nu, era și în piesa lui Grasu, aia, în Gloria. Știi că e în intro și în outro lui Grasu. Hai mă, zi, mă, cum o cheamă. În fine. Ne-am întors, e 2020. Cristian Tudor Popescu? Nu, mă, termină. Hai cu aia, să trecem peste. În fine. Ziceți de visele. Asta, am vrut tot timpul să mă dau cu un avion de la de luptă super repede. Super, super, super fucking repede. Și tocmai am văzut la Dude Perfect chestia asta, că au făcut bucket list și au mers cu avioane de astea de luptă, de forță de 7G și, mamă, mi se pare fabulos. Și au burât? Unul din ei doar, un picuț, într-o punguță așa. Deci, mi se pare super tare. Exact clișeul testosteronului bărbătesc, să mă afli. Deci de sex și avioane, mă, de luptă, așa, viteză, și luptă, așa, bombe. Și... El e femeia relație. Da, e clar. Eu mult timp am crezut că tu ești, dar el e. Cum? De ce ai crezut că el e? Da, nu știu, că tu ești fabulos. Asta e foarte ciudat, da. Da, asta, am vrut să mă dau cu avioane de luptă. Am și vrut să dau la trupe aeriene, la Sibiu, dar normal, să mei. Nu vreți un vlog aici? Și m-a prins lumina, nu știu cum. În fine. Eu întotdeauna mi-am dorit să învăț karate. Asta era visul, a fost visul meu de mic, să învăț karate, dar să învăț karate de alea, adică să bat 5 oameni în același timp, fără să, adică să se mire după ce îi bat, să se mire. Și serios, chiar m-am dorit. Am văzut filmulețul ăla cu Bordea când îi dă ăla pum. A, da, ce? Ai văzut? Ai văzut la final când zice gata, gata. Și are fața e supărat, doar că e faică, e fără suri și muzică pe fundă. Că să eu ziceam lucrurile acolo. Deci tu, gata, gata. Tu cu Mircea Badea, pe Mircea Badea îi dădea cu din alea în pula mea de stai la suprafață. Nu, cu alea de stai la suprafață. A, că știi că spaghetele alea de stai la suprafață. Și dădea cu alea la tine la fel. Dădea ăla cu mănușa, da, săracu. Valeo. Și se vedea așa chiluit la fila. Gata, 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 oprește-te. Deci karate. Așa. La karate de film. La karate, adică am vrut să-mi iau butuc de la, să fac cu mâine. Niciodată n-am înțeles de ce, dar am vrut de la. Butuc de la, să fac, da, cu ele, da, așa. Pac, kung, pac, fu, pac, ai kung fu. Kung fu. Și Panda. Doi, și asta chiar cred că o să o fac, vreau să fac casă în copac. Căsuță în copac. Asta e, vrei de mic și vrei și da, acum. Da, da. Mi se pare... Adică dacă o să am curte, vreau să-mi iau și un copac. Cu căsuță. Cu ați văzut Step Brothers? Nu. În Step Brothers la final e le pune o barcă în copac. Îmi pare rău, nu mai e spoiler, adică e filmul din 2008 în pula mea, nu mai e. Dar nu o să mă uit la el, ok, așa. Și? E foarte amuzant, e păcat să nu te uiți la el. Așa, și o barcă în copac. E celebra fază cu Sprech în zidic acolo. Nu știu. Păi nu știi, dacă n-ai văzut. Păi da, și au o barcă în copac în pula. Ei fiind adulți, asta e. Ăla e, deci filmul ăla e ce suntem noi în momentul ăsta. Mm-hmm. Suntem niște adulți. Copii. Retar, n-ai voie, nu? N-ai voie. Adică nu, România încă ai voie, încă ai voie. De, nu la modul ăla, Doamne ferește. Dar știi? Da. Așa, gata. Da. Și mi-am mai dorit să salvez pe cineva. Să salvez pe cineva de la nec, de la ceva, să fiu ăla să care se aruncă de pe pod și zice, stai, bă! De fapt vrei să fie erou, asta era. Da, să da, fie... da, da, da. Te-ai da, salvat da. Pe tine, Cătăne. Da, da, vreau să fie cineva, fiu de bogat ceva, știi, să... să primesc o renumerație și să-mi fac ca... O renumerație. Remumerație. Ești erou din ăla bun. Renumerație, cum zici, zi, mă? Și e frumos că din noi, doar noi doi am sesizat, cortea era, da, renumerație, și-ți dea renumerație. Bani, să dea niște bani. Academia te să sucă pula. Că așa face academia. Academia te sucă pula. Pornham, futut. Godfather. A, și sabie. Mai vreau sabie cu laser. Sunteți voi. Sabie cu laser. Sabie cu laser. Și eu vreau sabie cu laser. Ce tare ar fi. Doar că n-ai ce faci. N-ai, deci n-ai mai mult decât ce să... Aia, deci știi de o fac ăștia când cu jucării. Da. Păi te orbesc. La o bătaie te orbesc. Mă, te taie, asta zic. A, tu vrei de aia de jucărie? Eu am crezut că vrei reală. Ar fi fain reală dacă... Dar știi că a făcut unul, a făcut unul reală? Dar nu, tăiat, ce dracu, tăiat la... fir de... Băi, iartă-mă, e o chestie, e un pas în pula. Serios, serios. Ce firmă, fir de păr?
Da, mă, ceva foarte subțire, te-a, nu știu. Păi și dacă te tunde unul cu sabia în trafic. Nu e adevărat, a făcut și o chestie, a făcut un soi de pistol din ăla cu plasmă și nu știu ce pula, de chiar dădea găuri în treburi. Măi, n-am văzut, nu știu. Dar nu e, găuri, nu avea cum să le fie... fută. Așa, ce, da. Nu avea cum să fie stabil în așa fel încât să bagi într-un mâner de sabie, știi, să faci o sabie. Dar armă putea să facă. Tu ai zis? Nu, săraca. Dar cum a făcut? Săraca de Ana a zis nimic. Nu, nu știu. Da. Ce vrei? Ce vis nebunesc aveai în copilărie? Să am mănăstirea mea. Da, să am mănăstirea. Nu știu, poate doar să mă fi dat cu o barcă din aia cu vele. Cu velea? Cu velea. Îmi plăcea foarte mult de când eram mică, doar că în același timp mi-e și foarte frică de apă. Adică nu m-aș urca oricum, chiar aș putea să fac asta, nu m-aș urca. Nu te-ai dat niciodată cu o barcă? Ba da, m-am dat, dar mi-e foarte frică. Adică m-am dat atunci când eram mică, încât să-mi dau seama că n-aș vrea să mă mai urc cu totodată într-o barcă. Ai fost luată cu forța? Serios, e o întrebare legitimă. What the fuck? Dacă a luat-o fără să vrea copil, fii, și a urcat în barca asta, poate a rămas cu traumă. Da, da, da. Deci ce pizda, mă, ți-n barca? Da, lasă, nu vreau să... Da, bă, vezi asta peste tot, bă, în porturi. Nu vreți iaht? No. Păi, mi se pare o viață atât de faină cu aia, să ai un iaht, să te plimbi pe mările lumii, mă, pe oceanele lumii, să locuiești în porturi, să ai, dar iaht de la șmecher, adică să ai mașină în el, să ai schijet, să ai, știi, mamă, ce fain, de la mare așa fain și bucătarul. Uite, tău. Eu am făcut o chestie iarna asta, care mi-o doream de mic, da, mă, pe care mi-o doream. Pe care, pe care, da, am doream. Eu n-am reacționat, vezi? Vezi, de aia nepotrivit. Și și m-am dat cu slow-mobilul iarna asta. Doamne, cât de tare e. Bă, băiatule, cum merg alea, n-am crezut. Slow-mobilul? Slow-mobilul, care merg cu 200 la oră. Bă, ești dement la cap. Doamne, cât de tare. Slow-mobil? 200 la oră? 200 la oră avea la bord. Pe cuvântul meu, incredibil. Dar atâta prindea? Da, o etapă ceas. Prinde 200 aici. Dar ce-ai zis? Nu te ascultă, Gia. Ai început să ai... De barcă. Barca cu vele. Da, dar ce cu barca? A vrut să dea? Și dorești să dai cu barca acum, nu? Ok, ok. Îți dorești să poți să te dai cu barca. Bă, tu știi cum... Da, nu mă gândeam. Ești atât de zălud. Deci zici că ai fi cum în sala, știi, la Morning View sau nu știu cum se cheamă alea din... E o emisiune în state dimineață pe NBC, cred că. Așa? Și la fel și alea. Am băgat firul ăsta în gură să-mi bapă. Cred că mor acum. Câte toate bacterii. Transpirațiile de la câte toată bacterii sunt aici. Dar chiar? Dar acum dar de ce nu mergi? Vrei să mergi și mijii odată? Mai scripată în pula aia după aia. De ce? Fuck that. Îmi provoacă anxietate. E apa foarte mică în cești mijiu. Foarte mică. Dar nu place apa. Nu... Mi-e frigă și eu am trăit la Dunăre. Mă, stai culmea, da. Vreau să iau un cișmigiu cu barcă. Da, tu ce ți-va? Tu ce ți-va? Oprește camera lor. Auzi, da, dacă ar fi apa înghețată, dacă ar fi apa înghețată, ai vrea să mergi cu barcă? Cu barca, dar cum? Cum te sfie, de ce să-ți fie frică? Că e gheață. Nu, de ce? Că dacă cazi din barcă, îți spargi capul, dar nu te înneci. Da, cum mergi? Iată, mă împinge cineva. Te trage cu barca. Se pune bordea în față și te trage cu o sfoară. N-are de ce să fie. Că dacă cazi, cazi în gheață. Tu dai cu vâslele, că... Nu poți să te neci cu gheață în gură, nu poți să te neci. Dar mie nu de asta. E super logic ce zice băiatul, serios. Ia-mi considerare. Chiar vreau să-ți fac surpriza asta. Da? Oh, neapărat. Să știi că o să mă bucur. You fucking... Păi exact vorba lui Nicolae. You beautiful moron. Exact. Exact vorba. Nu mă dorim. De pula noastră. Eu nu cred că le citim pe toate. Așa, ce urmează? Ceva cu stand-up. Stai, mai ai terminat, Teodora? Mai ai ceva? Da, mă, nu, asta așa, am zis. Mie mi se pare, adică dacă mă uit, că țin minte, când eram copil și mergeam la mare, mă uitam și îmi dădea o liniște, faptul că vedeam bărcuța aia singură acolo. Și asta probabil că mi-a dat așa, mă, după, cred că e drăguț, cred că e liniște. Dar n-aș fi liniștită deci, pe o chestie deci ca... Deci tu tinzi spre izolarea aia? Aia ceva, mai cred. Mult, izolarea aia.
Nu, dar serio, asta zice că îi plăcea liniștea. Exact, mi se părea, da, și chestia aia cu vela aia albă, așa, nu știu. Ce vela albă aveați? De-alea cu vela albă, cam tablouri? Da. Ca în Cipru, tablouri. Ca în Grecia. Ca la mare. A fost la mare vreodată? A fost, da. Da, el a fost în spatele. În vama veche nu erau, să știu. Nu, n-a fost în vama, el a fost în Maldive. Te-am jurat lumea că ai fost în Maldive? Și acolo nu erau bărcuțe cu vele? Cum adică, mă, te-am jurat lumea că ai fost în Maldive? Da, serios, da, și da, eu l-am jurat. De ce, mă, mâncați? Mai da, stai două secunde. Nu înțeleg nici eu, adică toți erau, adică, nu, nu au fost mulți, Doamne ferește, nu exagerez, au fost vreo 5, de exemplu, 10. Și care ce au zis? Să mă suși de cocoș, că ești bine că ești tu șmecher acolo, mă, adică a patrului, voi uita de unde ai plecat. Este că ai uitat de unde ai plecat să-mi bag pula, mi se pare așa, și că e blestemul pământului, așa. Chiar de aia te duci, că n-ai uitat, da, și da, vrei că... să... Bă, mergi într-o excursie, lasă că eu n-am avut excursie când eram mic, eu nu las că stau aici, mă cac în curte, merg de sculți, mănânc găinați. Plus că sunt alții care nu-și permit și nu-i corect față de ei. Da, mă, e frustrare, e o mare frustrare. M-am uitat azi în ochii unei doamne, am fost să iau... Forța! Da, o țineam de cap în timp ce îl tăiam pe bărbatul. Foarte mișto, da. Noi eram la magazinul pentru mâncare, căței și chestii, luam ceva pentru băieți și la casă am luat pătuțuri pentru ei, știi? Uh-huh. Astea foarte mișto, i-am luat lui Fix-o din aia mare, așa, în fine. Și le-am pus pe banda aia care nu se mai oprea, pentru că la de la casă nu oprise. Uh-huh. Și aia tot venea și o țineam de ea, dar doamna care era în fața mea și voia să plătească, ea a rămas fix la linia asta unde se termina banda, în loc să se ducă unde îți pui alea, știi, în pumn. Da. Bă, și-a atins-o pătuțul ăla, mă. Și-a atins-o pătuțul, bă, și-a avut-o din aia așa, s-a uitat scârbit așa unde a atins-o pătuțul și pe aia s-a uitat la mine așa. Și eu m-am uitat așa la ce am stat amândoi așa și ne-am uitat unul la altul. A, erau... jur, cred că vreo 8 secunde. E găgat, e mult. Bă, pula, staring contest, așa. Și ce ai câștigat? Și eu eram așa, dar de fața, eu îmi dau seama, știi că am și expresia asta tot timpul de mă piși pe voi, așa. Și acum îmi dădeam seama că aveam o expresie pe față de, fă, te bat-o, te pula mea ești nesimțită. Femeie la 60 de ani, în mod sigur. Cu ochelari, asta mi s-a... A, mi-a adus aminte, poate fosta nu... dirigintă, bă, cred că asta poate a fost. Nu vedea bine, săraca, mă, și te uite. Da! Și de asta a lăsat distanța aia și... M-a fădut, dă-i. Domnul meu. Da, vă uitați la mine, nu? Domnul Cristian Tabore, dar nu mai aveți bun simt. Clar e că am văzut... A slăbit, bă, Cristian Tabore. Adevărat. Eu îl urmăresc cu domnul Cristian Tabore. Noaptea în tofișuri. Nu, dar e foarte multă frustrare. Se simte, bă, la toată lumea. Mi se pare că, deși nu vezi, asta e că dacă ai vedea sărăcie în stânga, dreapta, ai zice, bă, înțeleg această frustrare. Bă, dar nu vezi, să-mi bag pula. Da, da. Deci doamna asta era super bine îmbrăcată. Avea 4 carduri în portofel. Adică era... Farmacia Dona, sensibil. Da, sensibil. Catena. Coaie, ai toate bani. Cardurile. Dacă ți iei de la Catena, ai bani. Așa, a luat Onyx 6. Și cum s-a terminat privirea până la urmă? S-a terminat cu ea care a făcut-o... Și s-a uitat în portofel. Și tu ai zis, nu, încă... Da, am câștigat. Yes. Da. Și a plătit și a plecat. Da. Și eu am rămas... Asta mă fute, că eu rămân, știi? De obicei, oamenii ăștia... Da, mă, oamenii ăștia dorm foarte bine noaptea. La cât de nebun sunt ei, da, știi? Și rămâi eu, cu, da, da, rămâi. Mă, eu rămân cu aia, mă, mâncați. Da. Scuze, da. Hai! Deci, că de acolo am plecat, că l-a pizduit lumea, că e în... Da. Și următoarea întrebare, aș renunța mâine la stand-up pentru puncte, completați cu lucrurile care v-ar face să renunțați la stand-up. Hard one. Hard one. La trei neapărat să te lași? Bă, eu de tot nu m-aș lăsa, dar aș jări, într-adevăr, aș jări show-urile. N-aș mai face în fiecare weekend. Aș face o dată la nu știu cât timp, doar așa să probez material, exact cum fac aia în state. Da, da, și după aia faci un special mare. Mai merg prin țară cu el și după aia iar pauză.
Da, asta e. Aș face, asta, asta aș nu, face. Asta nu înseamnă că ai nu renunța. Trebuie să-mi ofere cineva ceva ca să fac asta. Dar, dar ce te-ar face să renunți? Adică pentru ce ai renunța? Cred că aș renunța pentru suma de 600 de milioane de euro. Păi și eu mă gândeam, pe la un 500-600 milioane de euro aș renunța. Dar ce are, mă, că e mult, da, mulți bani. Fac un one man show. Da. Exact. Păi, dar nu faci, trebuie să renunți total, tu asta nu înțelegi. Trebuie să dar renunți. Dar nu e stand-up, no, după aia ce fac. Nu o să renunți, mă, niciodată, mă. La 85 de ani o să te văd tremurând și încă mergând prin țară, o să vezi. Treaba nu, ta. N-o să mă vezi la 85 de ani, zic sigur. De ce? Doar dacă mă duceți voi cu... Cât de rapid o să fii. Doar dacă îmi lăsați pe catafalc. În fiecare oraș, așa, mă duceți. Nu, tu trăiești mult, ascultă-mă. Da, da. Trăiești mult să-mi fac picioarele. Mă uit la ridurile tale, n-ai. Minimile oamenilor. N-ai riduri, tu ar trebui să ai... Uite la mine, în pula mea, câte riduri am. Dacă ești slab, în pula. La mine e pielea întinsă. Nu, dar eu am început să am foarte mult păr alb. Mă sperie cât păr alb am. Dar s-a întâmplat o chestie super bună, în schimb, okay. Dar nu știu ce am de vorbesc numai despre mine. S-a întâmplat o chestie super bună, în schimb. Un miracol, așa. Nu mă mai simt bătrân, mă. E nu foarte interesant. Nu, bă, băiat. Nici nu simt că am că fac 34 de ani. Te-ai bătrân? Da. Eu la 26 de ani eu eram în vârstă, măi. Să-mi va pula. Între 26 și 29 de ani eu am fost cel mai bătrân om de pe fața planetei. Tu nu mă mai ții minte în perioada. N-ați văzut filmulețul în pula mea cu mine când aveam 170 de kg? Ah, la de promovare acum, nu ăla de la făcut pentru Anglia. Ăla de racing. I-am arătat lui, da, din baie. 170 de kg, ești nebun. Ras în cap, așa era. Pentru ce ai renunțat? Pentru fericire. Pentru fericire. Nu, mă, e mult prea... E mult prea devreme ca să vorbesc eu despre chestia asta. Să renunț. Ești o bucurie pentru oameni. Da, da, da. Păi nu mi se pare prea devreme, că până în momentul ăsta tu ești printre puțini oameni care și-a sacrificat lucruri ca să facă meseria asta. N-a păi, fost cel mai conștiincios om în treaba asta, dar ți-ai sacrificat lucruri. Adică m-ai dut așa. Da, știu, dar tu, și probabil tocmai de asta n-aș renunța... La viață și la tine, na? Și eu m-am... Eram curios cine... Da, eu m-am ținut de la început, da. Da. Tu, Cătălin, ai renunțat? De nu, frate, mi-e place milioane? Mult de tot. Nu. Tot mi-e place mă, mult. Ai vrut să faci numai 2 ori pe weekend. Păi da, vreau duminica liberă. Vreau duminica liberă, da, ca să mănânc, să mănânc și așa. Să alegi să mă joc pe Xbox, da. În timpul săptămânii lucrez 16 ore pe zi. Tu și la club, în pula mea, vrei să bei mai repede, să terminăm dracu show-urile, să bei mai repede. Da, show în sine mie îmi place procesul tot, se întâmplă, mie îmi place foarte tare, dar mai puțin când vine vorba de colegii tăi comedianți, în pula mea, care sunt pe scenă. Adică dacă pot muri ăștia în seara asta să urc eu și după aia să și beau? Da. E adevărat că îmi place și băutura, adică la mine e comedie și băutură. Nu se creează, lucrurile nu se creează. Dacă se întâmplă așa, nu se creează nimic. Da, da, se secretă. Înțelegi? Bun, bravo. Dar n-aș renunța, n-aș renunța. Ioane? Decât dacă mi-ar cere Jason Momoa. Nu știu, cred că tot așa, ceva de gen, încercam să o fac să nu fie financiară cumva, dar tot acolo, dacă aș vrea, dacă aș ști că să-ți amenințe familia. Nu, că eu și toți ai mei suntem bine și pot să-i ajut să fie toată lumea bine. Asta sună de parcă you snitched și te-a dus FBI-ul într-un cartier din ăla în Canada. Nu, dar dacă, deci eu dacă zic tot, ai mei, dacă toți ai mei sunt bine. Dacă mie îmi garantați în scris. Exact. Că luna, da, cortea. Aș face asta, știi, dacă aș ști că toată lumea ar fi ok și aș, n-ar mai avea de tras. Deci 500 de milioane de euro. Da. Cred că tot cam așa. Da. Ah, o să-ți vină să-ți faci o caterincă, adică o să cheltui ce o să cheltui, dar după o să-ți vină să faci o caterincă așa. Înțelegi? Și n-ai voie. Și o să-ți vină să faci, că e în tine caterinca. Da. Caterinca e în adică tine. Când mergi la Balmain, de exemplu, știi? O să vină să-ți faci o glumă cu... La Balmain. O să vină să-ți faci o glumă cu, vânzătoarea, să zici, ia trage, știi ceva, orice. Mod. Balmain. Unde mai aș retrage eu? Da. Hai repede să trecem peste subiectul ăsta. Care următorul? Copiezi. Dacă ar fi să îmbunătățiți designul uman... Lasă pe Cătălin. Dacă ar fi să îmbunătățiți designul uman cu încă un organ și... Paranteză, nu paranteză, asta e paranteză, e slash. Sau
un simț, care ar fi acesta și cum ar funcționa? Designul, man, eu aș mai pune bunul simț la anumiți oameni. Oh shit, fato! Am zis-o. Doamne, am you zis-o. Nailed it. Am zis-o. You motherfucking nailed it. Aș mai pune simțul de a putea să simți. Cu tremur. Nu. Dacă cineva minte sau e... Să ai ro alert incorporat. Ce inutil ar fi să 10 minute înainte cu tremur și... 10 minute nu e inutil. 10 secunde. 10 secunde. 10 secunde înainte cu tremur și... Dar mi-ar face asta, să poți să îți dai seama clar dacă cineva minte sau nu. Adică să fie simțul. Dar zice-mă că e o frumusețe minciună, mă. Toată lumea ar fi sinceră cu toată lumea și... De ce? Ar fi super tare. Și n-ai mai avea prieteni. Să aibă toți oamenii. Păi da, scrie corpul uman. Da, dar știi că a făcut Ricky Gervais, a făcut un film care se numește The Invention of Lying, în care era exact premisa asta, că oamenii nu pot minți. Și el a fost primul om care a realizat că poate minți și în momentul ăla s-a întâmplat ceva frumos. El așa o prezintă în film și e și logic, de fapt. Și minciuna, pentru că erau niște situații în astea... Ce? The Invention of Lying. Nu știu. E serial? Tu ce faci în timpul liber? E film artistic. N-am. E film artistic. În fine, și asta e premisa, da. Da. Trei ficați. Aș băga trei ficați, tată. Da, aș băga un organ. Un organ? Un ficat dublu. Aș băga una. Nu, scuze. Doi ficați. Și la femei două gâturi. Doi gâți? Ca să poți să ajute în gâțimate. Alu fică sa, ce zici? Sau cum? Nu înțeleg, da. L-am pierdut. Nu da, mai avem. Da, trebuia să aibă și o utilitate, eu, nu? Da. Eu când eram mic, eu când eram mic, mă gândeam, eram foarte idiot, de altfel și acum sunt, dar îmi imaginam că ar fi fost foarte tare, tot sexual o să fie, da, de normal. Să ai patru coaie. Pula aici, să ai pula aici și aici vaginul, ca să poți să faci asta. Băi, eu mă opresc aici să-mi bag pula. Pana, e genial asta, serios. What the fuck, e genial. Doamne, eu nu știu cum să uit asta. Să ai ambele plăceri deodată. Asta era în capul meu de copil. Nu, era copil, ce vrei. Și când te piși pe tine, îți dai seama că o să fie și o să te piși de aici. Păi nu, îți dai seama că s-ar inventa toalete speciale pentru asta, că na, e un fel de pisoar în care pui ambele picioare, nu știu. Ce tare să mă picioare, dar chiar pulpele pe interior n-au nicio noimă. Bă, băieți, voi v-ați gândit vreodată că sunteți bisexuali? Vă întreb prietenește, fără nicio... Nu, a? De ce? Nu știu, bă, tocmai ți-ai dorit. V-a sărutat să vedeți dacă merge, a? Și care e problema? 20-20! Pe asta zic, nu-i nimic rău în asta. Dar măcar să recunoașteți că dacă vă doriți și bateți palma la vagin pe un picior și pulă pe un picior. Păi, dar e absolut fantastică treaba, pentru că nu trebuie să mai urmărești pe nimeni în viața asta. Doar să simți plăcerea. Eu sunt curios de ce simte femeia aia să mă picioarele. Nu știu, niciodată n-ai făcut. Uite cum era, în ce era, mă? În Dark Mirror. În Dark Mirror. Mai ții minte în Dark Mirror? Black Mirror. El n-are Netflix-ul la original. E de la ruși. El are Netflix. Acolo e Dark Mirror, da, așa e. Netflix. Da, mă, și era chestia Titanic. Era ai văzut Titanic-ul? Și simțea ăsta, mă, și simțea și nu-i gay neapărat chestia asta. Poate un pic. Dar nu, dar serios. E pur și simplu e feeling-ul ăla ciudat așa de plăcere. Teodora. Tu ai mai rămas ok. Te rog, eu zic ceva ok. Te rog, eu frumos. Ai avut timp cacalău până acum. Zi repede ceva ok. Am lăcrimat un pic. Hai, te rog. E o minune. Deci tu ce ai adăugat la corpul uman? Ceva, un detector de boală, ceva. Ștreang. Dacă ați mai fi ipocondră? Da, exact. Și să știi, adică te doare aici și să știi exact de la ce. Da. Știi, să nu stai să-ți faci o mie de gânduri că... Tare. Poate aia. Autoscanner, așa, adică te la asta da. Să bate palma în pula mea, nu la vagin pe picior. Bă, sunt două fronturi aici, Atmosferici. Noi luptăm pentru absolut tot. Aș strânge bani să-mi fac un implant din ăsta.
Și stai liniștită după aia. De care mă vagin? M-am speriat. Am crezut că te-am pierdut și pe tine. Am zis că nu mai... Nu doamne, vorbeam despre ce am propus eu să punem la cod număr. Nu, de asta. Asta da. Chiar mi se pare. Și cu vaginul? Ce să-și facă în vagin? Nimic, nimic. Omulu. A, și aș mai face o chestie, să poți să dai zoom din ochi. A, asta-i tare. Asta e foarte mișto. Da. Asta da, uite, bravo. Asta chiar. Dai zoom așa din ochi. Să poți urmărești vecinii fără binoclu. E mega incomod cu binoclu. S-a dus drag. A pus că te vede. S-a dus direct la vecin. Da, după aia când vă întâlniți pe stradă, ai aici, ai alea de la binoclu și ești nu vă întreb ce ați mai făcut că you killed your wife. Mai avem? Da, asta e proastă. Dai mă ziua și ai. Florin Piersic Senior vine la voi și vă roagă să-i spuneți o glumă. Ce glumă îi spuneți? Glumă sau banc? Glumă? Nu știu. O Barna. Glumă de-a noastră oare? Bine, hai să mergem. Cred că dacă și-ar face o înghețată cu aromă de măr, s-ar numi măr gelato. Nice. Nice. A, și mai aveai tu aia de zis-o. Dacă fumează iarbă și se face poftă de ceva dulce, zice, am poftă de un Choco Flander. Yeah, that was funny. Mamă, ce e? Stai, mă, stai! Unde mă gândi la... Să mă apuna dacă mă... Te omor. Deci să mă ajut de mamă, să mă bați, să mă tai, să mă gândi, dar să nu mă gândi. Că tu simți știi ceva? Că... No, lasă-mă apuna mea! Bă, ce urât face de film? Bă, să mă apuna, deci trag căștile astea, dă-i mă... Băi! Tu știi că tot să coste, e putut-o în mână, nelule. Ia mâna de tempula mea! Nu, că mă tem. Omor. Nu, m-am mai bătut să mă apuna mea de când dă. Chiar dă. Serios, dă rău. Să-mi apula. Dă rău, serios. Da, să știți că nici mie mi se pare amuzant. Nu fi prost. Hai mă, de ce te gândi? Stai cu minte. Și eu urăsc chestia asta și chiar nu e deloc amuzant. Nici mie nu. Și eu mă gândi-l tare, dar nu... Hai că nu fac așa urât. Mă gândi la aia. Dar eu nu fac urât, doar că nu vreau să fiu... Las-mă pula mea. Te simți vulnerabil? Dar tu nu mergi la masaj? Hai, mă, da, mă montez înainte. Dar îi leg mâinile, să facă doar cu genunchi. Mă montez, dar la picioare, de exemplu, nu suport. Asta dispare fabulos. Că tu ai făcut și ai făcut antrenament de MMA, de toate alea. Și să fie acolo și să fie ăla doar așa. Ce ai, mă? Dar vezi că te bate, nu mai fi nebun, serios acum, vorbesc serios. Dacă dai cu pumnul, e ok. A, nu, pe asta zic, el stă așa. Păi nu, așa nu. Serios, vezi că e carmolita lui, nu fine, criptorita lui. Carmolita. Carmolita, mă! Carmencita. Bă, nu e bine. Doamne ferește, carmolita. Uite, am lansat un scandal, hai să terminăm cu asta, că am lansat un mini-scandal. Bine, am băgat un subiect din ăsta, să se certe oamenii pe unde? Facebook. Că am zis, am mers cu... fiind foarte prost, am mers cu Bolt Comfort. Aha. Nu știu dacă ați folosit. Da, no. Și am zis că... E Boltul ăla scump. Da. Așa. Mai Comfort. Scump e între 3 și 10 lei mai scump. Și de fiecare dată, cred că o dată a venit și m-a luat un Peugeot din ăla 3007, ăla suvulețul, știi? Da. Foarte mișto suvulețul așa. Dar te aștepți la căcatul ăla să se nu mașini mai... Eu îmi imaginam că v-a luat la un dat pe voi de la aeroport, v-a luat un E-Class. Și eu de atunci îmi imaginam că de atunci am început. În fine. Și am zis că, bă, ar fi tare, știi? Uite, dau niște bani în plus, dar merg cu un E-Class. Mi se pare foarte mișto. Da. Decât să nimeresc un Logan din ăla murdar și pula. Bine, poți nimerești un E-Class murdar. Da? Așa, și am zis, hai să încerc ăsta, Bolt Comfort. Bă, băiatule, știm de o lună cât am mers cu ăla, exact aceleași mașini care veneau la Boltul normal. Deci nicio, absolut nicio diferență, bă, băiatule. Am văzut aseară că... Și cum justifică? Păi asta e. Adică au băgat toate ciurucurile pe... Și am văzut aseară că vine un Renault Fluence. Și zic, a, Renault Fluence, că știam că sunt astea mai noi, mai arată mișto, știi? Eu nu neapărat de conformer, dar merg să văd mașinile astea, că îmi plac.
Și a venit un Renault Fluence din ăla vechi, bă, băiatul ăsta, stăteam. A fost și Geo și Adi, frate, Dumitriței, stăteam toți trei în mașina aia ca Renault Clio. Ne sunt bă, eram un simbol. Știi? Da. Mă, oribil. Da, și a început lumea să se certe acum pe Facebook care e mai bun, dacă e... dacă e Bolt-ul, Uber-ul, dacă e Uber-ul, dacă... Așa, și cu taxiul eu declar public, mi-am dat seama că nu o să mai merg cu taxiul. Niciodată în viața mea. După jur ce am văzut numai imagini cu taximetriști care bat oameni, coaie, dă timp. Bă, sunt disperați. Au ajuns să fie disperați. Vorbesc serios. Vorbesc serios. Mulți care au trecut pe Uber. Se simt trădați, se simt părăsiți. Bă, sincer, serios? În momentul în care tratezi așa lucrurile, merit să fii părăsit în pune. Și în momentul, eu aș face în schimb o altă chestie, pentru că nici ăștia de la Bolt sau de la Uber nu-s mai cu coada în frunte. Nu știu dacă există expresia asta. Cu coada în frunte. Pentru că mi-am dat seama, eu aș face o chestie pentru transportul ăsta. Când se bucură. Nu, dar eu aș face o chestie pentru toți ăștia, pentru taxi, adică să existe taxi, nicio problemă, să existe Bolt, să existe Uber, nicio problemă, Lyft, bla bla, toate alea să vină. Dar, în momentul în care ești șofer acolo, tu să ai acte că ai făcut cursuri de condus defensiv la TTA-ul, la Academie sau unde se face, da. Așa, și să ai o din aia de șofer profesionist. Da, să ai un pic mai mult decât șofer normal, cum ești. Pentru că și ăștia la taxi au dreptate pe de altă parte când dau la ei pe grup acolo tot fel de filmulețe cu Uber-ul care a trecut de ampulea pe roșu și a fost accident. Că de nu știu câte ori am venit cu Bolt Comfort și le ziceam aici cedează. Deci jur, de nu știu câte ori am spus ăluia mai ușor să nu murim. Am pățit și eu, am pățit, dar nu cu tine era sau cu ce? Nu erai cu mine. De, mergea ca, de, vrea să ne arate el că era, nu știu, Volkswagen Air morți la tavă și a dat... Airline? Îmi plăcea. A, ba da, nice, cu tine, a fost, cu tine nice, fost, da, 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 era să murim, plăcut, da, era, da, mine fain, da. Mi-a plăcut, adică i-a dat tipul tare, fără să zice nimic. Scuze-mă două secunde, așa. Una e să faci o chestie în asta, alta e să nu vezi unde mergi și da. Să nu știi că ai cedează sau că ai prioritate sau așa. Pentru că eu numai din ăștia am întâlnit. La prioritate ei încetinesc și se uită stânga-dreapta, iar la cedează blăniță, bă, băiatul. Doar da. Pentru că presupui că strada pe care ești tu e principală. Da. Aveți și o femeie aici. Ce părere aveți despre acest... Dar tu mai conduci? Mai conduci? Da, dar eu nu, cu taxi oricum n-am mai mers de când a apărut Uber-ul chiar deloc. Și cu Uber-ul merg foarte rar pentru că prefer să ies cu mașina. Nu la sală. Da. Nice. O iau eu la sală, o duc da. Eu. O duc și eu și aduc înapoi, da. Asta doar dacă vrea să-mi scrie să ce la sală, că altfel el își face niște povești în cap, cum că eu nu merg în seara aia la sală. A, s-a gândit eu fără eu. Să-i da, fi spus asta. Da, sunt perfect convins că mi-a zis da. Asta Presupune lucrul. Păi da, mi-a zis că marți aș fi spus eu lui că miercuri sunt plecată nu știu unde. N-am vorbit marți cu el. Și dacă nu-i scriam eu mergi la sală. E treaba mea ce se întâmplă aici, da? E treaba mea. Da. Dar după aia aruncă cu căcat, n-ai fost la sală. Da, păi... corect, da. Da, nu, că noi îl știm tu. Da. Îl cunoaște. Okay. Dar, da, în rest, merg cu mașină. Da. Dacă tot... crește coada în frunte, hai să... Da. Că se bucură. Terminăm, mergem? Da. Vrei să mai spui ceva? Ioane, vrei să mai spui ceva, nu? Nu. Am văzut că ai văzut... Nu, nici eu nu merg cu taxiurile. Nu, am crezut că vrei să spui altceva, despre altceva. Despre ce? Nu știu, așa mi s-a părut. Ah, despre mărciul meu cu Slanoman. Bravo, mă, da, exact. Vrei să luați super mișto în film. Hai. Da, bine. Stai așa, unde se intri oamenii? În link-ul din descriere, dacă Dumnezeu și Cârjos vrească acest lucru. La revedere. Bine. Mulțumim. Eu aș mai sta un pic să mai... Să mai spui chestia așa. Ce? Nu știu, să mai spui ce... A, da? Ce? Avem spectacol, băi!